O adolescentă de 17 ani a fost lovită de o mașină în timp ce filma un clip pentru TikTok. Accidentul a avut loc ieri pe o stradă din municipiul Bălți. Fata s-a ales cu piciorul fracturat și a fost transportată la spitalul de urgență din oraș. Potrivit oamenilor legii, în acest caz sunt implicați 4 tineri cu vârste între 17 și 18 ani. La volan se afla un tânăr de 18 ani care le-a spus polițiștilor că a dorit să apară și el cu mașina în secvența video. Medicii au fost cei care au alertat poliția despre accident, deoarece tinerii sunt prieteni și s-au înțeles să ascundă accidentul de autorități. A fost inițiat un proces penal, iar șoferul riscă o amendă de până la 32.500 de lei sau până la 3 ani de închisoare cu privarea dreptului de a mai conduce pe un termen de până la 2 ani.